Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. O emisiune în două părți. În această seară, în prima parte, l-avem invitat pe istoricul analistul Marius Oprea. Bună seara! Bună seara! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Ce frumos ești îmbrăcat! Bine, bine. Și în partea a doua, nu anunț întâmplător, partea a doua a emisiunii, vicepreședintele Camerei Deputaților și, totodată, profesorul Alexandru Rafila, cei care au întrebări legate de vaccin, de pandemia asta nenorocită, care nu numai că nu se termină, dar ne-a prins din nou între cocoașe, la 0747 800 800. Da? 0747 800 800. Poate afișați voi numărul la care puteți trimite de acum uh, întrebări pentru profesor Rafila. Spuneam în partea a doua a emisiunii. Asta nu înseamnă că uh, nu puteți trimite întrebări și pentru profesorul uh, prezent în prima parte a emisiunii, domnul Marius Sopra. Profesor de um, de istorie. istorie recentă. Nu? Istorie în general, dar... Da. da. Cred că ești maestru în uh, ceea ce privește istoria securității într-o bună măsură, nu? Mă pricep destul de bine. Dacă întrebările sunt grele, eu oricând pot să le schimb, nu-i problema. Sper nu știu dacă spus. e cineva care să știe mai bine ca tine. Nu pot să Care e cea mai mare descoperire, chiar așa, Marius, pe care ai făcut-o în arhivele astea de la CNSAS, în dosarele securității? Care se pare ție? A fost una dintre primele și m-a îngrozit. Nu vreau să dau nume, dar vă spun povestea. Deja intrasem în arhivele securității, asta se întâmpla în 95. Am fost primul civil care a intrat în arhivele astea și. Uh, Iată-mă, ce ai găsit în 95? Erau puține lucruri puse nu. la dispoziție să erau multe? Chiar mai multe decât au fost puse la multe. dispoziția CNSAS. Incredibil. De exemplu, dozarul pe care l-am văzut atunci acolo, ulterior a fost trecut la Securitatea Națională pentru că privea uh, o așa zisă acțiune de spionaj. Era vorba de cei parașutați în uh, România. Ăsta e dosarul despre care vorbești sau da, e altul? Da. Da, te rog, povestește uh, Și în acest dosar, la acțiunile conexe cazului, ca să zic așa, am găsit o întâmplare care m-a cutremurat. Era vorba de un tânăr elev de liceu din făgăraș și el voia să fugă în munți la partizani. Mama Era lui... în 1950. În 1950 s-a întâmplat asta. Mama lui, ca să îl potolească, la îndemnul unui vecin binevoitor, care era de fapt a -a informator turnat. al securității, a l -a turnat. nu doar că l-a turnat la securitate în legătură cu intenția lui de a se duce în munți, dar în colaborare cu acel informator al securității, au turnat un somnifer puternic în, în băutură. Seara, el a adormit și s-a trezit la securitate. Uh, a fost atât de uh, crunt bătut, bătut încât a spus că și un alt coleg voia să plece cu el și acel coleg a fost ridicat, a fost anchetat. Colegul lui a murit în anchetă, iar acel tânăr a fost condamnat la moarte. Acum, uh, mama voia să-l rețină să fugă în munți. Vecinul binevoitor i-a zis, uh, hai să anunțăm securitatea că îi vor trage o mamă de bătaie și îi va veni mintea la cap. Mă întreb ce a fost în sufletul acelei mame când și-a văzut băiatul condamnat la moarte și executat din vina ei sau din vina sistemului. Incredibil. E greu de decelat acum unde e partea de vinovăție, dar în, cu certitudine ea privește sistemul represiv de atunci, care era cu totul exagerat față de un asemenea caz. Dar, pur și simplu, întâmplarea respectivă m-a cutremurat. Ea e, ea e într-un crescendo în acel dosar de securitate care îl privește pe tânărul respectiv. Se poate face o dramatizare a Da, da, da. E este, uh, uh, incredibil. Cum să spun, tensiunea. Și de ce nu scoți o carte la... cu acest caz? Câte filă erau la dosar? Mi Multe. Da, mi-e jenă față de urmașii acelei mame. Ea probabil că nu mai trăiește acum. El mai avea un frate mai mic și o soră mai mic. Și cu el ce s-a întâmplat? A fost condamnat la moarte? Și, și executat. Și executat? Da. Avea 17 ani neîmplinit. Incredibil. A, și mai avea un, un... Da, 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 o soră, da, el? Da, da, Și un frate mai mic. Și un frate. Nu vreau să răscolesc această... Familie, până la urmă. da, da. da spunem te rog, care era motivul? Ce îndemna pe cei care turnau să toarne? Că că nu Motive dintre cine cele mai diverse. În genere, turnătoria în acei ani era făcută îndeosebi sub constrângere. Adică dacă erai rudă cu vreun dispărut căutat de securitate, erai strâns cu ușa în așa măsură încât până la urmă te determinau să spui câte ceva. Familiile erau deseori amenințate că vor fi deportate în bărăgan sau bărbații trimiși în lagăr, copiii dați afară de la școală, soția își pierdea serviciu și așa mai departe. Existau tot felul de mijloace administrativ-coergitive care te determinau până la urmă să treci de partea securității și să storni fratele, unchiul, mătușa, sub constrângere. Tatăl, da. Dar există și oameni care nu au cedat Există oameni, nu, există oameni, un procent destul de mic la vremea respectivă, care <coughs> turnau pentru a obține niște avantaje. Pentru că nu erau nici acestea deloc neglijate. Ce avantaje? Bani? Bani, funcții... Dar sume mici, nu sume foarte mari pentru vremurile... Erau, erau destul, era de mari, erau destul de mari. Considerabile sumele? Păi totul conta atunci pentru că la da, acea vreme totul, totul era cartelat. De exemplu, dacă primeai cupoane de stofă, haine și încălțăminte, era un om făcut. Pentru că îți puteai cumpăra o pereche de pantofi odată pe an. spune Marius, copiii care turnau, pentru că mi-ai spus că au fost un număr mare da. de copii la școală care turnau. Ce anume turnau? învăța securistul ce să urmărească. În ce privește pe colegi, trebuia să fie atent la ce spun despre părinților, la tot ce înseamnă comentariu ostil la adresa regimului, comentariu dușmănos, la fel și în cazul profesorilor. Deci, ei aveau, în mod paradoxal, deși n-ar părea așa, da? te gândești la un copil ca la ceva inocent, aveau un câmp destul de mare de culegere de informații. Câte nu vorbesc copiii la școală, lăudându-se cu cu ailor, da? Uh, erau învățați să ciulească urechile dacă cineva ascultă Europa liberă. Asta se nota. Da? Iar respectivul, era apoi chemat la securitate și se spunea: noi știm că asculți la Europa liberă. Dacă nu semnezi un contract de colaborare cu noi. Erau o A, așa că de la turnătoria unui copil se ajungea, se ajungea la un angajament semnat și mai la departe. securitate de către un altul, tatăl vreunui coleg și așa, așa mai amânda. departe. Încetul cu încetul, securitatea își cesea plasa pe nesimțite. Noi nu simțeam acest lucru, dar de pildă Încât? am găsit un document uh, din noiembrie 89 în care securitatea din Sibiu era criticată că n-a acoperit informativ uh, un bloc și o stradă. În rest, tot Sibiu era sub controlul informatorilor securității. La Crezi lumea că... respectivă în Sibiu erau uh, în jur de uh, 10.500 de informatori la o populație de 100 și un pic de mii de locuri. Adică unul din 10 turnau. Crezi că președintele nostru, apropo că a venit vorba de Sibiu, a fost urmărit sau... E un mare mister dosarul de securitate al lui Claus Iohannis. Eu nu cred că nu a fost în atenția securității, pentru că, în genere, în, de la finele anilor 80, când majoritatea sașilor își depusese cereri de plecare, întreaga comunitate era extrem de riguros urmărită. Nu cred să fi fost familie care să fi scăpat de Dar nu există un dosar. Dacă era membru de, de partid, fel, ce am înțeles că a fost membru de, de partid. Nu, avea, nu putea să aibă dosar. Uh, era cam greu, nu putea să aibă dosar. A, au fost și, și membrii să de fie, partid care trebuia, dosar? Să fie, trebuia să fie urmărit, putea să fie urmărit numai cu aprobarea primului secretar de la Sibiu. Și în cazul iar, ăsta... la... iar, securiștii, ținând cont că prim secretar la Sibiu era Nicu Ceaușescu, nu se Să nu prea se ceară această deci nu există băgă. în arhive un dosar cu numele Klaus Werner Iohannis. Eu de... am doi el care exista. De urmări. Eu am îndoiel care exista. Deci, practic, membrii de partid fost. erau cumva protejați de statutul lor. Asta s-a întâmplat din 68 când Ceaușescu, care a descoperit cu uh, oroare că securitatea îl urmărize pe parcursul anilor 50, pe parcursul întregii sale ascensiuni politice în interiorul aparatului de partid. Există dosarul? Dosarul de urmărire a lui Ceaușescu? Da. Din vremea respectivă? Da. Nu, nu. Probabil că a fost distrus uh, atunci pentru că în genere aceste dosare de securitate întocmite la, fie la solicitarea lui Dej, fie la solicitarea consilierilor sovietici care doreau urmărirea întregului aparat de partid și a videlității lor față de Moscova, urmăreau viața intimă pe primul plan, chestiuni compromițătoare, ținând de viața intimă, derapaje, să zic așa, vicii, și tot felul de, de, chestiuni de genul ăsta care nu dau o notă bună și nu mă îndoiesc că acest dosar a fost distrus cu foarte mare discreție. În ce măsură astfel de, de vicii despre care vorbeai sau amănunte legate de viața sexuală, de viața intimă sexuală și așa mai da. departe, erau exploatate de către securitate? În... Practic era la motivul lor. Ah, deci asta. Asta era da, era, era un pandant al activității de securitate de a intra cu bocanci în viața, viața intimă. intimă și a, a, a face din, a construi un eșafodaj de șantajare a persoanei, a, fie supusă racolării, fie a, supusă așa zisă avertizări. Avertizare pentru că a spus ceva împotriva regimului sau are de gând să întreprindă ceva. Spunem te rog dintre cei care erau turnători înainte de 89. Crezi că au rămas un număr a rămas un număr important și după revoluție, după 90? Uh, de în, care 19, să nu știm. în 1989 erau extrem de activi 136.000 de informatori ai securității. Uh, pe lângă ei încă vreo aproape de 400 de mii erau inactivi. Unii muriseră, alții erau prea bătrâni, alții se, se dovediseră ineficienți, în special dintre cei recrutați pe, de, pe bază șantaj, de șantaj. Șantaj, constrângeri da, și așa mai departe. Da, da, da. Dar acești 136 de mii erau un corp activ. Ei, în momentul în care s-a reînființat Serviciul Român de Informații, așa cum foștii securiști au găsit noul acoperiș deasupra capului, și foștii informatori și-au găsit și ei locul în care să toarne. Pentru că, în genere, securiștii care s-au reîncadrat în serviciile secrete înființate în România după 1989 nu și-au construit o nouă rețea informativă peste noapte. Și-au și luat foștii informatori. Deci, din o, cei 136 de mii, foarte puțin probabil că au Renunțat. defectat pe drum pentru că pe de o parte chiar dacă fuseseră reclutați prin constrângere acum se temeau că dosarul lor va fi scos va fi la iveală și atunci Da, au, continuat, au, au întâlnit chiar situații au continuat în care, pactul da, ca să nu fie Am uh, întâlnit chiar situații în care în care uh, 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 au fost persoane care și-au oferit serviciile către uh, SRI ca să le fie protejată activitatea anterioară. Mă îngrozește de ceea ce securități. îmi spui Marius. Adică ne gândim că astăzi, la 32 de ani de la Revoluție, dacă erau oameni tineri care aveau 20-30 de ani, ar putea fi colaboratori și astăzi. Ei da. Ei da, pentru că au fost crescuți uh, și educați. La, sunt de da, da, da. Deci uh, sunt oameni acum la uh, 50 de ani în vârful carierei lor care uh, și-au început, de fapt, cariera ca turnători la securitate. pe vremea lui Ceaușescu. Da, ca turnători minori la securitate. Uh, mulți dintre ei, după părerea mea, sunt uh, acei uh, acoperiți despre care se tot vorbește, pe care îi putem găsi fie în presă, fie în sindicate, fie în viața politică, să nu mai vorbesc, pentru că uh, Serviciul Român de Informații, ca orice serviciu da, de informații, caută să penetreze în mediile Uh, uh, cele mai bogate în informație și decizie. Uh -huh. Da? Așa se întâmplă peste da, tot. Ideea Legal 30... vorbim n-ar avea ce să caute, mai ales în viața politică, în presă. Mă îngrozește ideea că niște oameni care deveniseră turnători la sfârșitul anilor 80 au turnat și după 90 da? când a venit Revoluția nu doar și că Democrația și au au, sunt și astăzi Au fost turnători. instruiți, au fost dirijați, Am înțeles, au și fost primiști astăzi cu misiune în uh, cariera lor, dacă vrei, a fost uh, acelor legată mai inteligenți asta. dintre ei. A fost dirijată din umbră. Și legată de faptul da. că turnau la securitate. Da. Și, practic ei au devenit acoperiți. Da. Acoperiți se poate spune și de cei care au colaborat cu SRI-ul. Acoperiți nu înseamnă neapărat ofițeri acoperiți. Nu, nu vorbeam de da. Oficieri. Ofițerii stau altceva. Da, da, da. Acoperiții pot fi și în serviciul de, și în serviciile de secrete din România, și în SIE. Da, Adică înțeles. pot fi și da, în da, serviciile da, da. armate da. și așa mai departe. SIE are unități care operează uh, contrainformativ și pe teritoriul României. Aș și pe teritoriul României. Da, da, da. Spune-mi, te rog, dragul meu, apropo de turnătorile pe care le-ai văzut și cred că ai citit multe pagini. Da, câte, multe. Câte dosare, câte mii de pagini ai citit? Mi-e greu să spun. Zeci de mii? În genere am în jur de, am făcut în jur de două uh, mii de copii, două mii, de documente de copiate documente. pe hârtie. Uh, în format digital deci, am și mii mai și multe. Și mii de pagini. Mai mult de spune te rog, apropo de turnătorii, e o trăsătură care se poate desprinde în ceea ce privește în ceea ce îi privește pe români, hai să nu zic poporul român, că totuși erau 100 de mii, suntem diferiți față de ce alte popoare din Est care... Nu cred, nu, nu, nu. Față de ce s-a și așa mai nu, departe. La, la Stasi a fost, după părerea mea, mai, mai groaznic. Doza, da? de, doza de, convingere la, la nemți a fost mult mai mare în adică, numărul celor care turnau? voluntari, sufletește vorbind, deci celor care... E să nu mai zică ofereau... nemții de noi că nu știu cum suntem noi. Da, acolo, acolo exista un voluntariat, un colaboraționism extrem de activ. De la, ce? Noi, la noi, colaboraționismul Greu. se făcea... De ce? De ce la nemții cu ușa? Probabil datorită din cauza naturilor naturilor. Deci nu e trăsătură, vorbim despre o trăsătură care să fie uităm că în Germania acum să altfel. Ai multe de spus, dar așteaptă să termin întrebarea și continui răspunsul la ceea dinainte și după aceea continui cu asta. Te întrebam. Deci nu există o caracter o un caracter, o trăsătură specifică românilor care au turnat care ține de nația română. Nici vorba de ceva. Nu, nu, nu. Bun, spunem te rog. Da. Natura umană este diversă, într-adevăr, dar există câteva tipare comune în toate țările din, din Est. Anume că toate polițiile politice, toate securitățile, să zic așa, din statele foste comuniste au funcționat cam pe aceleași criterii și toate au copiat sistemul de, de organizare și funcționare al KGB-ului. Rețeaua informativă era baza, era elementul uh, cel mai puternic care făcea funcțional un asemenea aparat. Fără informații ei erau morți, nu aveau de Absolut. unde să cunoască și ce să... Uh, dacă și, ofițerul, și ofițerii da. de securitate dacă sau nu, în anii 50, aparatul funcționa pe da. baza acestor Dacă în anii 50 informații, informațiile se, se obțineau de obicei prin constrângere, în anii 70-80 s-au făcut mai degrabă prin cointeresare și din convingere. Am înțeles. O întrebare grea, dar sunt convins că îmi vei răspunde la ea. În ce măsură acești 50 de ani de comunism, da, văzut prin prisma turnătorilor și a securității, a felului în care acționa securitatea în România, a dat România înapoi cu 50 sau cu un secol? Cât de rău a fost acest rău care, de care a avut parte România prin comunism? văzând dosarele securității te întreb. Marius, noi în 1989 eram deja un alt popor. Cu totul. Deci toate trăsăturile noastre evidențiate, dacă vrei de sociologi, de școala lui Gusti, tot ce vrei tu, da, satul românesc tradițional și așa mai departe, toate trăsăturile fundamentale ale e Și Drăghicescu și Gherea, da. Da, 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 dispăruseră. E incredibil Sfăruse. ce spui. S-a făcut uh, de găină. Practic, uh, practic, România cunoscuse o uh, revoluție culturală de... Aici mă refer la aia lui Mao, da? Dar care a durat 50 de ani, da? Uh, S-a insinuat în toate corloanele minții omenești, generațiile s-au schimbat, treptat ceea ce era uh, natural, funciar, uh, bun, ca trăsătură specific românească, a fost uh, estompată, dacă vrei, de acest conglomerat. Conglomerat uh, da. Uh, da, uh, care căuta să făurească un om nou. Mm -hmm. Da? Din păcate. Putea să faci o cercetare plecând de la asta, cum poporul român în 47 era unul și în 1989 era altul. Din nefericire, foarte greu. Documentele nu prea vorbesc despre asta, da? Pot doar să mă autoanalizez, să mă gândești la cele care au venit. Din păcate, e greu, ce? e greu. Nu s-au făcut anchete sociologice serioase la începutul anilor hmm. 90, da? Nici măcar case de sondare a opiniei publice nu 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 funcționau. erau, și nu erau. Da. Ori în, din păcate, condițiile, în condițiile date, nu putem decât să constatăm că în momentul de față Trăim într-o perioadă, și ceea ce se întâmplă în politică, în momentul de față, Ajungem imediat. nu dovedește decât consecință... că omul nou a ajuns la maturitate. Deci, omul nou pe care căuta să-l făurească Ceaușescu și încolțise spre finele anilor 90, acum este matur. Omul noi suntem la fel ca și omul noi. Suntem noi. Ca, ca, la fel ca și informatorii minori ai secundării. Omul om, noi suntem eu vorbesc, noi. Generațiile... Eu, vorbesc, eu vorbesc de dominanți. Deci spus, cei care da, domină societatea. Da, cei ar... născuți în anii da. 60. Dacă luăm generația părinților noștri născuți în, să spunem, 30, 40, 50, da? Da. Ei... Marius, sociologic vorbind, noi suntem prima generație în pantofi. Da? Uh, marea majoritate a uh, părinților noștri, inclusiv ai celor născuți, da, crescuți la oraș, au venit de la țară. Au venit cu un tip de uh, mentalitate care păstra încă uh, fundamentele bunului simț comun, țărănesc și așa mai departe. Uh, ei au rezistat cât au rezistat, dar noi ne-am născut în această uh, seră, în această. Uh, crisalidă, să zic așa, a orașului tipic comunist. În cutiile de chibrituri numite cartine muncitore să-ți mai, mai spun ceva dramatic, poate nu te-ai gândit. Pe, oamenii care s-au născut în anii 40 și 50 s-au născut într-o lume nouă. În 47, cei care s-au născut da. în 40 erau copii, deci nu aveau abarț de da. lumea care e, s-au trezit în comunism, da? la, la, în clasa întâia. Cei care s-au născut în 50 s-au născut în comunism și așa mai departe, generații până în 90. Oamenii nu știau de o rânduire dinainte. Și atunci, pe mine de asta mă scoate din minți pusul ăsta la perete al României de fiecare dată, care n-a fost ajutată și lăsată, practic. Acum pot să vină istoricii să-mi dea peste nas că așa trebuia să întâmple 50 de ani. Și pretențiile față de o țară care trebuie să fie egală din multe puncte de vedere, care a avut această pauză, această suspendare în timp de 50 de ani, mi se pare exagerate. Ești de acord? Da. Problema e că la noi încă nu s-a studiat foarte serios uh, acest impact pe care comunismul l-a avut uh, asupra mentalului colectiv, dar îl putem vedea în momentul de față. Adică există încă un soi de uh, uh, dorință, capacitatea de înregimentare, așa aproape de. Uh, și nevoia de tătuc de... mai există? Da, aia o resimțim Și nici măcar n-am avut niciunul ca lumea De fapt, n-a fost niciunul ca lumea uh, O să luăm o scurtă pauză Înainte de pauză, citesc câteva rânduri Din uh, articolul tău pe, pe Publicat pe Mediafax Îl găsiți pe mediafax.ro Și Vi-l recomand Din tot sufletul chiar Cum a devenit guvernul meu o armă a morții se pare că România este țara exceselor, facem din orice defecțiune o performanță. La noi curentul electric și gazele naturale s-au scumpit mai mult decât oriunde. Și nu se ia nicio măsură. Nu mai are cine. Țara nu mai e guvernată, la noi vaccinarea s-a oprit undeva în vară și acolo a rămas după ce câți au luat pauză de congres și Iohannis a anunțat că am învins pandemia. Dar covid nu ascultă nici de poruncile, nici de dorințele președinților ci doar profită de incompetență și prostie, cel mai bun teren de răspândire a lui. Și noi avem din ambele cât cuprinde. A spune că avem total. Guvernul meu, cum a devenit guvernul meu, o armă a morții, Marius Oprea. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem să facem împreună cu invitatul nostru o analiză a crizei politice și nu numai. Pauză! Socră, în prima parte a emisiunii la Marius Stocășou, Alev News, partea a doua, profesorul Alexandru Rafila. Așadar, să-mi plonjăm, cum se spune, în actualitate. Că vorbim de politică, succesorul meu, invitatul tău, cred că ar fi cel mai bun ministru în momentul de față, prim-ministru în momentul de față în România. Din păcate, Cine? România... Profesor Rafila? Da, din Și păcate România n-a avut niciodată șansa, n-a știut să-și valorifice șansa de a-și pune omul potrivit la locul potrivit. Domnule, eu le recomand celor care ne urmăresc să citească articolul tău de pe Mediafax, mediafax.ro, despre USR+. Plus, că, de fapt, marea problemă a acestei guvernări, acestui guvern, acestei coaliții, e USR+. Plus. Nu am doar un articol, mai multe. Ai 10, dar ai da. unul care este, aș spune, o disecție incredibilă. Deci tu crezi că acum ce se întâmplă? Acum e un uh, exercițiu de imagine, pur și simplu, uh, destinat propriilor lor alegători. Pentru că pe restul nici că îi interesează, dar ei vor să. să deci, cum nu te mai întreb de securitate, cum ai un ton mai puțin jos, o viteză în minus. Trebuie să. Cum, mai... cum și în, în teritoriul ăsta. Păi și în teritoriul ăsta trebuie să vii la fel. Acolo nu putem să te opresc. Aici. Ești cu o viteză mai, mai jos. Serios vorbesc, dar da? nu e nu nimic de rău. Nu e nimic de rău. Da. Mă rog, Exclud nou pentru expertiză, mine. e adevărat. Lasă e că scrii și despre mine. asta, de, de nu, mare dar am. Nu, dar pur și simplu useriștii nu fac decât uh, să-și arate mușchi față de propriilor alegători, de propriul lor activ de partid. Să arate, iată se poate, iată avem guvern, iată ce tari suntem în bula noastră. Dar, în rest, la scara României, ei nu contează. Vei vedea în votul din Parlament. Uh, au... Crezi că va ajunge până în Parlament? nu își va depune mandatul înainte nu, de a ajunge nu în va Parlament? Depune mandatul. Nu depune Deci tu va crezi că Cioloș va merge până? În... În... Da. Se va duce bine, mersi, în Parlament ca să ce? Ca să știe că pică și că... Dar vor mai sa un circ, vor mai filma cu telefoanele și așa Marius, mai departe. Marius, aș vrea să spui pentru publicul larg... Cine stă la fondarea uh, USR? Am văzut că Cioloș neagă că ar avea vreo legătură cu securitatea, că vezi, Doamne, dar sunt numai coincidențe în viața lui, Domne. Pe cuvântul meu, uh, că sora lui lucrează la 21 Sfert, că unchiul lui a fost șef la 21 Sfert, că el a făcut armata la securitate, uh, că Partidul Plus a fost înființat la uh, biroul notarial al unui fost major de la cercetări penale, de la securitate. Toate sunt coincide. Deci, securitatea se învârte, uite așa, în jurul lui Cioloș, și îl atacă pe și toate nu părțile pe... și nu l-a atins. Incredibil. Este puțin. Șefa pe București era colaboratoarea securității? Da. Păi, te rog, te -așa rog. așa mai departe. Deci, păi nu și așa mai de departe, spune. Cel, la Cluj, unul dintre activiștii de la USR Plus, lucrase bine mersi în SRI, era uh, tânăr pensionar din Serviciul Român de Informații, sunt cele care au, abia că au ieșit la iveală. Dar nu vom ști, pentru că dosarele alea încă sunt puse la obroc, iar ei au avut chiar o moțiune în acest sens, să, să fie închise cu totul și să nu se divulge nimic, nu vom ști uh, dacă unii dintre tinerii vașnici activiști usăriști, nu cumva se numără în acel procent de 20% colaboratori minori ai securității din 1000. Până la aia, hai să vorbim despre Cioloș, da? Știi că în momentul în care l-au întrebat ce rudă e cu cu Ardelean. A zis că ceva unghi de-al doilea. Da, mă... ceva unghi de-al doilea, dar da. de fapt este unchiul său. Unchiul său. Unchiul său, pentru că nu întâmplător lui așa cum a ieșit recent la Iveală o dezvăluire de presa unui coleg de facultate al lui Cioloș, lui se zicea Vulpița. Pentru că unchiul Vulpea lui... Vulpea și Vulpița. Da, unchiul Ce lui frumos. atât de îndepărtat era de el și Cioloș nu-l cunoștea, încât îi aducea chiftele la cămin. <sus> Marinate Asta e important pentru zi. că spune mult despre da. familia lor și uh, bun, deci unchiul pe care l-am cunoscut, l-am avut în emisiune de multe ori. Nu să zic un om, în regulă, n-aș putea spune că era, avea o structură de un fel anume. Dar e e că Virgila de Ardelean. Ardelean. Ardeleanu, Ardeleanu, a lucrat și înainte de 89, era șeful miliției Ajunct al șefului șeful miliției în la Cluj. Dar, în ca în care. miliției lucra cu securitatea mână în mână, în toate cazurile. Dar, șefule, pe ce n-ai? Suntem proști, chiar dacă am venit de la Brașov și de la Caracal. Uh, mai departe. În 89, ce făcea Dacian Cioloș, premierul desemnat al României? Patrulea pe strada a doi Nei Cornea. Fiind recrut, nu? La arma securitate. Da. La arma securitate. Dar... Păi, dar noi de ce n-am făcut la securitate armata? Mă rog, asta n-a ținut neapărat de nu el. Nu știu da, cum n-a ținut. Dar nu-ți e clar că a făcut la Cluj unde era unchiu sau care e problema? Asta se putea aranja. În felul ăsta, cioloș și-a aranjat pe toți mă, colegii și lui din an. Și cum era de... Cum adică? Păi... Tot anul ăla respectiv de la agronomie au fost trimis să facă armata acolo. Dar cum era exact? Cum era să fii de gardă, de gardă să păzești casa unui dizident așa cum era Doina Cornea? El susține că n-a văzut-o niciodată pe Doina Cornea păi nu, că personal, că era pus doar să păzească strada. Dar avem de unde, știi? Nu -avem. avem. Pentru că nu știi. avem uh, mare parte din aceste uh, documente operative, să zic așa, de lucru, s-au pierdut. Dar eu sunt foarte curios și repet, dacă domnul Cioloș vrea să ne convingă că n-a avut nicio legătură cu securitatea, să-și prezinte livretul militar. Da? Uh -huh. Pentru că el, terminând uh, uh, armata, dacă după aceea n a mai făcut acel. Uh, Dar nu poți uh, să faci o cerere la să... Ministerul Apărării Naționale? Păi nu, că livretul lui mi-e teamă că nu e la mea Ce vrei, Marius, te rog, păi nu spune. El a făcut armata la securitate. <laughs> păi fă o, o cerere la securitate. Întreabă, fă o cere la Helvig, să vezi dacă îți dă dosarul lui. Uh, bun, pentru că tot a venit vorba despre Doina Cornea, unul dintre dizidenții României studiind toate aceste dosare la securitate, că nu vrei să faci o analiză completă și complexă. Nu, nu stai 8... o secundă, că nu, nu nici tu nu mai ai răbdare să pun întrebarea. Cum n-am eu răbdare a să ascult... Cu, a fost cu securitatea. Cum n-am eu întrebare <laughs> să, să, pun, să, să, aștept, să, ascult tot răspunsul, tu n-ai răbdare să asculti întrebarea până la capăt. Am avut dizidenți în România? Da. da. Câți? Uh, greu de 3. spus, dar în orice caz foarte... Nu, nu, nu e adevărat. Asta este, asta este iarăși un mit cu Mămăliga nu explodează. Vreau să spun că securitatea avea foarte mult de lucru. Dacă citești uh, telegramele lunare trimise din uh, pe o lună, de pildă, trimise din teritoriu către uh, direcție, către București, uh, ai să constați că nu a existat uh, oraș, reședință de județ, în care să nu fi fost manifestări dușmănoase la adresa regimului, să nu fi fost anturaje, cum le uh, spuneau ei, distruse de securitate, să nu fi fost zeci și zeci de persoane chemate la securitate și avertizate. Se trecuse la această măsură de avertizare, care înlocuia pur și simplu condamnarea penală și vârârea în pușcărie a cetățenilor care făceau propagandă împotriva orânduirii, pentru că vremurile erau schimbate. Raușescu nu-și mai putea permite să bage să opozanți la pușcărie. Da? Nici pe semnatarii scrisorii celor șase nu i-a băgat la pușcărie. Și atunci nici încerca să-i țină spune. sub control. Și atunci erau ținuți sub control, intimidați de către securitate prin aceste măsuri de avertizare. Ei bine, ele sunt cu zecile din fiecare județ în fiecare, pe lună. Da? Mulțește cu toată România și vei vedea o Românie în pragul exploziei. Asta se vede din. Bun, dizidenți care aveau tot felul de acțiuni și așa mai departe, dar dizidenți mari care s-au luptat cu regimul și dizidenți mari care s-au luptat cu regimul sunt cei despre care am aflat de la Europa Liberă Care sunt aia? Nu sunt într-adevăr într-un număr foarte mare, erau 39 erau 39 dacă nu mă înșel trecut pe listele Mircea Dinescu, Doina Cornea plecase Dorin Tudoran Paul Goma în 1989, erau, în 1989 au fost 72 de deținuți politice liberați din. Din, din uh, închisorile din în România. De la da. IUD și din aresturile securității, de pe, din mm. Rahove și așa mai departe, de 72. Uh, Ținând cont de politica a regimului, care evita cu orice preț să mai bage la pușcărie pe cineva... Totuși erau zeci. Totuși căutau, erau Căutau să, să însceneze dosar de... Dosar, de penal. Pena, de, de drept comun. De drept comun, da, da. corect. Acolo unde nu găseau în ultimă instanță, trimiteau oamenii la pușcărie pe modul Radu Filipescu, politice. Gheorghe Ursu, da, da, da. da. adevărați. Nu, numărul lor nu este totuși mare nu mic nu e mic mm -hmm. uh, și vreau să spun că la el trebuie adăugați cei care nu sunt cunoscuți n-au ajuns la uh, e adevărat care n-au ajuns Filip în... de pildă n-au ajuns și în... așa mai departe care a, uh, sau uh, studenții care au mm -hmm. fraternizat cu muncitorii revoltați în noiembrie 87 și așa mai departe sunt oameni prea puțin cunoscuți n-au ieșit în fața mai mult 89 sau mai puțin decât celelalte țări din uh, estul Europei comparativ Polonia Comparativ cu Ungaria, Polonia, mai puțin. Comparativ da, cu Polonia, mai puțin. Comparativ cu Bulgaria, aș spune că cred că mai mulți. Mm -hmm. De pildă. Bun. Nu mai avem foarte mult timp. Hai să ne întoarcem la analiza, la analiza scenei politice din momentul ăsta. Așa că o. Cum vezi tu lucrurile în momentul ăsta și cum crezi că vor evolua? Ce crezi că se va întâmpla? Se va da drumul la motoare în cele din urmă. Adică se asta? va debloca uh, criza. Uh, Cu Cioloș? Nu. 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 Se vorbea vor... la un moment dat că Cioloș a, a, fost un nume care a, a, fost băgat în plic și trimis lui Iohannis. Crezi în, nu. în asta? Nu. Nu. Deci nu va Poate fi fi. face o armată de macroni să sune. Deci nu va fi. La Cotroceni, deci nu. nu. au cum să. Nu are susținere. Cum poți să faci să-i obții susținerea în Parlament? Nici cum. Prin nu votul PNL? Forța. Și dacă votează PNL, votează nu votează ai lui Orban, nu votează. UDMR PSD, și așa UDMR, mai departe. Deci soluția faci. care crezi că va fi? Va fi înapoi Florin Câțu, dar pentru o perioadă scurtă de timp, până când va avea ocazia să plece el, nu să fie demis. Da. Adică aici totul este un joc de orgoliu. Și de, noi. Și, și de de imagine. De imagine. Din păcate, tragem noi. Asta este. Deci va trebui să-l mai suportăm pe Florin Câțu, după părerea mea, până prin februarie, martie, da? Când va pleca pozând în. Păi până atunci se vor toca o groază stai un pic, de bani. Va fi interimar până atunci? Nu interimar. Tu crezi nu, că va, se voca. va întoarce din nou în Parlament? Eu cred că da. Păi nu are, pentru că nu are cum să se întoarcă. Eu că cred aici că aici, da. în acest joc de imagine, uh, se întâmplă ca Ciolo să-și dea seama de asta și să nu meargă în Parlament cu guvernul lui chiar dacă minoritatea... Da, dar se tem de anticipat. Ascultă-mă o secundă, pentru că dacă face asta, după aia poate fi propus din nou Câțu. Pentru că ar fi anticonstituțional dacă ar fi propus fără ca celor să ajungă nu în, permit, în nu Parlament. Nu-și permit, nu permit să nu meargă în Parlament față de propriul lor electorat. Bun, dar atunci nu poate... Asta-i asta interesant. Dacă azi. ajunge în Parlament, atunci, într-adevăr, poate fi propus din nou Câțu. Și? Nu va fi votat de USR Plus. După ce faci, calculezi sau nu? De... Păi da, după părerea păi mea nu vor găsi ce? o formulă de nu au ce guvern, formulă de Uniune Națională. Ai altceva? Ce minoritar. Nu, dar da? eu spun că nici PSD-ul nu mai vrea cu Florin Cățu. Dacă Te li concentrezi se va, dacă, un pic? Da, dacă li se va promite că e o chestie de câteva luni. Ca să meargă la alegere anticipată. Da. Nu au cum, pentru că l-au înjurat prea mult și nu au cum să ajungă acolo. Ah. E un joc fără... După părerea mea, situația e una indecidabilă în momentul de față. E greu să... Cred că nici ei nu știu ce, ce au de făcut și ce vor să facă. Agenda se poate schimba. Bun, și cu oricând. România ce se întâmplă? Merge și neguvernată, după cum vezi. Nu, România este într-o criză sanitară. Eu am spus catastrofă da, umanitară. Da, mă rog, merge. Vorba vine. Marius, pe mine mă sună în fiecare zi ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. 1 2 3 4 50 oameni <coughs> care îmi cer ajutor. Și crezi că doamna, Inclusiv, tu sunat. Și, crezi că că doamna o și crezi că doamna Moldovan dacă era la minister? Nu, nu titular. vorbesc despre asta. Nu. Vreau să să mai ales cer, da. să le spunem celor care ne urmăresc că gravă e situația. Mă sună foarte mulți da, oameni care au nevoie spus. de ajutor, pentru că nu găsesc un loc, nu, nu mai vine salvarea. Ajung cu greu la un doctor. 2 nu găsesc un loc în spital. 3 Ajung în spital și nu au medicamente. Nu au paturi. Nu au terapie intensivă. Nu au sursă de oxigen. Îmi spunea cineva că la spitalul nu are importanță. Nu dau numele. Erau cinci oameni pe un aparat la care uh, să, să iau oxigen. Schimbul. Înțelegi? Deci și aici sunt. Pentru că în am mie, mie îmi plac jocurile de imagine. Sunt, uh, sunt ventilatoare de zeci de milioane uh, de euro în depozită. Știm bine asta. Asta este România adevărată care se întâmplă. Adică oamenii sună pentru că sunt oameni bolnavi și așa mai departe. Ai scris mult despre vaccinare. Așa de ce e. am ajuns aici? Pentru că vaccinarea a fost folosită politic de Florin Câțu. Vaccinul fiind asociat cu Florin Câțu, nici eu nu m-aș mai fi vaccinat. Dacă ar fi apărut Florin Câțu ca promotor al vaccinului în România. Nu te spăla. Dar am, am apucat să mă vaccinez înainte. Când era Orban. Da. Deci nu, m-am vaccinat atunci. Când s-a dat drumul, când au fost maratoanele de vaccinare, m-am vaccinat și eu. Dragul deci, meu, nu există un comandament în momentul ăsta, da? Știi că România... Hai să dăm, ziceam că dăm când o să vină profesor Rafila. Ai e. răbdare un pic. O să vezi cum stă România. Dați cele două tabele, chiar trei și cu Bucureștiu, Este o catastrofă umanitară. Nu există niciun comandament în momentul ăsta care să gestioneze această catastrofă, să încerce din mers, că oricum suntem în ultimul ceas, să repare ceva, da? Nu există nimeni care se ocupă. Aleargă Ministrul Sănătății, uite cum arată harta, da? Aleargă Ministrul Sănătății Interimar să repare, să coase ceva, să peticească ceva, să cârpească ceva din mers. Or, lucrurile astea trebuiau pregătite de acum șase luni. Din la începutul lui primăverii. Așa e. Și, uh, și oamenii de care spui tu fac joc de imagini. Dorel Sândes, dacă ți-aduce aminte, propusese încă din uh, ianuarie o uh, restructurare a ATI-urilor încât să le facă funcționale și să fie pregătite pentru acest Val 4. Ei bine, a fost și la Cotroceni. Nu s-a făcut absolut nimic. Dar s-a și întâlnit, au, propus, au avut soluții și așa mai departe. Da. Dăm cele trei uh, cartoane cu... Cele trei clasamente? Și celelalte? Deci clasamentul, da, clasamentul oficial, ăsta este la număr de infectări sau la număr de infectări, da? Nu au nimic în cască, adică eu vorbesc singur. E ok. Păi. Și hai să-l dăm și clasamentul la decese. Deci asta e situația în momentul ăsta. Și ăsta e la decese, da? Suntem pe locul 2 după Bulgaria, în momentul ăsta, la numărul de decese în Europa. Și politicienii, nu e așa, da hai să spun ceva. Până la urmă, decât să rămână un guvern USR, că toți vorbesc, e catastrofă, e sfârșitul lumii, mai bine să facă un guvern de Uniune Națională. Tu ai văzut cum arată guvernul USR. Da. USR, de fapt. E. Păi. Iartă-mă că te întrerup. Dar fi mai atent la Eu ce un te -o E un nume ONG, nu e un guvern. Marius, cum adică tu vii cu propunerea Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății? Cât peu, câtă sfântă nerușinare să ai Ei, de să vii cu, cu Voiculescu? Mai bine guvernul interimar decât așa ceva. Nu da. se poate. Adică un, ăsta, Trebuie să luăm guvern, o scurtă pauză, că m-ai va... o scurtă pauză și ne întoarcem. Uh, Marius, Termină tu analiza Marius, spuneam, spuneam în pauză despre boala românilor care e mai dihai decât covid -ul. De fapt, a făcut posibil ca la noi covid să prolifereze în halul ăsta. Ia ține tot de ce vorbeam în debutul emisiunii. De, de modificarea noastră genetică, dacă vrei, fără să ne cipeze nimeni, în afară de comunism, da. mm -hmm. în timpul regimului trecut. Ei bine, am ajuns infailibili, noi, românii. Da? De câte ori ai auzit un român spunând am greșit? Niciunul, mai ales păi din vezi? cei care nu, ales nu, s-au ales să sau să-și plece. Pe stradă, între prietenii tăi, tu însuți. De câte ori ai spus am greșit? Da, da, ori. da? ori. Da. Ei bine, această infailibilitate ne-a adus aici. Gândește-te la faptul că uh, se putea acționa cu cap, deștept și din aproape în aproape pentru o propagandă uh, pro-vaccinare de la începuturile tuturor acestor campanii împotriva, împotriva ei. Și n-am fi ajuns aici. Dacă noi înșine am fi fost ceva mai convinși și mai convingători. Și ceilalți, dacă ar fi acceptat în cele din urmă, că stai domnule, că lucrurile nu stau chiar așa cum am zis eu la început. Dar între timp, odată ce politicul s-a vârât aici, Totul n-a devenit decât un meci, da? Un meci, pe de-o parte, între PNL și Câțu care, între USR și Câțu care preluase vaccinarea, adică încă între numărul de paturi de ATI la spitale și campania de vaccinare. Ei bine, ăstea două au ajuns să se bată cap în cap între ele. Câțu nu mai dădea bani pentru paturi uh, ATI, dar nici de vaccinare Drău nu se Dar mai sunt și chestiunile politice. Antoldul păi un, festi politic. un festival Antoldul, politic. Antoldul, Antoldul, Congresul, Congresul PNL. PNL. Ei bine, uh, da, ia, toate, 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 astea uh, au dus la o politizare excesivă a unei probleme medicale. De asta am ajuns aici și continuăm cu ea așa. Uită-te la, uită la câțul, la discursul lui, uită-te la discursul oricărui liberal, uită-te la discursul PSR-ului care vine iar tu, cu Voiculescu. Bineînțeles, asta spuneam. Tu l-ai văzut pe câțul după ce ai ieșit la întâlnirea asta cu, cu Cioloș? Tu ai auzit ce spunea? Același lucru pe care îl spune oricare mm. dintre liberali. Era cetățeanul impre... turmentat. Da, cum să nu știa zic? ce o să dau răspundă. Numai cu aurul și cu usr că m-am Da, da, e și aceeași chestie, placă. da, da. da -au făcut moțiune. Pe de altă parte, o altă chestiune. Și cu PSD-ul, PNL-ul, au amânat încălcând Constituția acea primă moțiune de cenzură Așa la e. nesfârșit. Iată-mă doar o secundă. Că vreau să te întreb și de Iohannis, că de Iohannis nu zici nimic. Iohannis, uh, stai, 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 o secundă. Foarte multe mesaje în ultima vreme pe numărul de telefon. Uite, o să vă mai dau două, două două surse. Să vă mai dau două locuri unde puteți trimite mesaje, bineînțeles și să înjurați că este boala asta din România, sunt obișnuit, sunt înjurat din 9, 1990 toamna. Îi rog pe colegii mei să pună pagina mea oficială de Facebook unde îmi puteți scrie. E pagina mea și numai a mea pentru că așa sunt foarte multe clone. Sunteți drăguți să puneți pagina mea oficială? Haide, dacă, poate acum, dacă nu mâine seară. Dacă nu mâine seară, nu mâine seară, că n-avem luni. Deci asta este, derulați în jos, asta este pagina mea oficială de Facebook. Nici asta și nu alta. Și puteți să îmi trimiteți mesaje pe pagina mea oficială. Mesajele ajung la echipa de la Marius Tuka Show, Alev News. Dă-i dă partea de sus acolo. Deci asta este pagina oficială, da? Marius Tucă Show, numele cu, e cu același nume cu adăugat și show ul uh, Puteți să scrieți, să trimiteți, aveți acolo mesaj, puteți să trimiteți mesaj dacă vreți să-și urmăriți treaba voastră, nu e obligatoriu. Și la fel, o pagină de Instagram, putem să dăm și pagina de Instagram. Hai că vine domn profesor Rafila Nu e bun instagram -ul. nu e bun ce, nu se vede. Se vede altfel pe loc. Și pagina de Instagram Marius Tucă. Uh, Iohannis? După cum vezi, nu e. Lipsește. Uh, când vine și când face ceva, face numai tâmpenii. De fapt, el ne-a adus aici. Cu tot cu guvernul lui. Cu tot cu cât cu guvernul meu. Obsesia de a avea el puterea, de a avea totul în mână. Și când nu mai merge, fuge. E un laș. Fuge. Uh, spune Spunem, te rog, crezi că de Cioloș, premierul desemnat, a fost sau n-a fost? Nu cred că a fost. Nu-l văd un subiect de interes, vorba aia. Păi, da, familia, dar după 90, a fost după, sau n-a fost? După 90, probabil că o fi încercat, dar nu, dacă e, probabil că l-au recrutat târziu, după. Pe seară? Pe seară, da. Pe seară, Pe seară <laughs> când, a intrat după în PNL, când a intrat în PNL. A semnat... Când a intrat în PNL... E posibil, pentru că... Pe relațiile... păi când a intrat el în PNL? Păi, când l-a introdus doamna Gorghiu? Cioloș a intrat în PNL. A, de Cioloș? De Câțu? Eu, eu nu vorbeam nu de Cioloș, Câțu. Cioloș? a fost. Cioloș a fost. A fost. Nu, eu n-am... Mi-e greu să mă că e, e, funcționează exact pe principiul... pe principiul păi acela... Păi nu ziceau ăștia de PSD comuniștii securiști? Și găsim la USR păi, da, da, și la pe, Plus. E, el și-a servit patria după 89. Poftim? El e patriot după 89, da? Uh, el e globalist, e internaționalist. E, internaționalist Neomarxist, uh, leninist. Nu, el e pentru progres. Așteaptul trebuie să înțelegi, că exista, pe trebuie să înțelegi că există o elită care lucrează, lucrează. deasupra. Se vede, se vede. Mulțumesc Asta. mult, Marius Oprea. Ne dă, domnul profesor, e aici și ne dă afară din studio. Mulțumesc să mult, te așteptăm de. cu drag la Livinuz. Ai răbdare, nu te ridica să pleci. Aici stau. O scurtă pauză și continuăm cu profesor Rafila. Mesaje la 0747 800 800 7-800-800, numărul de telefon. Am primit deja multe mesaje de la voi, la care puteți să-i trimiteți uh, mesaje, întrebări uh, domnului profesor Alexandru Rafila. Uh, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Am văzut că dacă vorbesc cu, dacă vorbesc cu, vă spun Alex, nu sunteți prea, uh, cum să zic, în măsură să răspundeți. Uh, se carantinează capitala, prima întrebare. Nu știu, am văzut și eu un uh, punct de vedere al Institutului Național de Sănătate Publică. Am auzit un punct de vedere neclar al pri primului ministru demisionar sau interimar. Nu știu exact uh, cu ce se ocupă dânsă și. Poftim? -am, uh, nu știu exact cu ce se ocupă. Nu înțeleg, adică mie mi-e foarte greu să înțeleg când vorbește și. Cu atât mai mult când încearcă să se refere la pandemie, începe să râdă, nu știu, e foarte, foarte ciudat. E vaccinat, nu? Sau nu mm. sunt și efecte adverse? Adică. Mm, nu știu, -am, cred că nu avem suficient de multă experiență ca să evaluăm. În ceea ce îl privește pe domnul. Efectele Crețo. adverse, da. da uh, acum eu cer uh, părerea uh, specialistului Alexandru Rafila, și noi doi vorbim de un an jumătate. În curând se vor face doi ani despre ce se întâmplă cu această pandemie. Credeți că se va... e necesară carantinarea capitalei? Domnul Tucu, în momentul de față este necesară orice măsură ar putea să ducă la -o readucerea situației sub control și nu numai în București, în multe locuri din țară. Din păcate, aceste măsuri, la acest moment când pandemia a ajuns la un nivel uh, fără precedent în România și în lume. Chiar suntem pe locul întâi în lume, ceea ce privește în mortalitate, atenție. Locul 1. Este o mică insulă, Santa Lucia, care este în fața noastră. Noi avem și noi în Europa, nu pe lume, și acolo cred că suntem pe locul 2 după Bulgaria, nu. ultimele date. Mortalitatea? Mortalitatea la număr de morți. Da, da, am înțeles, dar eu vă spun că la raportul. Și deci este populație... clasament, clasament, mă rog. Da. Nu știu, dacă e vorba de un clasament, e vorba de... Asta așa da, denumesc da, da. denumește sursa de, de unde l-am luat. România pe locul 2, Bulgaria pe locul 1. Rata și așa mai departe. Da, ați văzut că și la vaccinare suntem tot la fel cu Bulgaria. Pe ultimele două locuri. Exact. A, și hai să vedem cum e București, apropo de carantinarea Bucureștiului. Că să ne apropiem are... de 20 la mie incidența acum. În București. Da. Adică și cum e... Deci asta este, asta este să spunem graficul care arată în, pe județe, da? E pe județe, nu? Da, pe județe. Cred. Pe județe, deci asta este graficul, este o sursă de afară, nu este o sursă românească de, de informații. Cum credeți că ar trebui carantina, dacă tot vine vorba despre carantinarea Bucureștiului? Și de ce a cerut Institutul Național Sfânt de Sănătate Publică? Pentru că Institutul Național de Sănătate Publică periodic face niște recomandări. Inițial, în cursul verii, a făcut niște recomandări cum ar trebui să reacționeze autoritățile ca lucrurile să nu degenereze. După care și alte persoane, inclusiv subsemnatul, am... Știți bine că am avut diverse intervenții apropo de riscurile legate de un val 4, de amploarea valului 4 și așa mai departe. Și guvernul nu a reacționat în niciun fel. Acum asigur că și colegii care lucrează în partea de sănătate publică se uită la cifre, își dau seama că nu se mai pot face anchetele epidemiologice, își dau seama că la nivelul unităților de sanitare nu mai există capacitate de spitalizare, că nu mai există capacitate de spitalizare pentru oamenii cu alte. Bol decât COVID, că tot, noi tot discutăm despre COVID, aproape exclusiv, dar sunt multe alte situații, drame ale unor persoane infectate, cu nu infectate, bolnave, cu alte, cu alte afecțiuni. Deci e clar că institutul trebuie să recomande o soluție și în momentul în care toate celelalte posibilități care ar fi putut să fie puse în aplicare, să nu se ajungă la o astfel de situație, sau epuizat, Sigur, că păi nu s-au aceasta... păi luat, în nu s-au luat. S-au epuizat în sensul că nu au fost puse în aplicare și s-a ajuns în această situație. Și, în mod evident, atunci. Păi, domn profesor, văd că Rafat vă spune că vă ironizează și vă spune că o să ia manualul de medicină de dezastre cu el și o să vină să discutați. Vorbeați aici și despre unele măsuri care pot fi discutate și luate în Parlament. Boc va a trimis cu rucsacul să merge să vă vaccinați prin țară? Da, vă mă rog, cred că abordarea e diferită între cei doi. Domnul Boc a avut o o, 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 remarcă, nu, o remarcă care de fapt se datorează faptului că eu aveam dreptate în totalitate în ceea ce îl privește și care e responsabilitatea morală și decizională în ceea ce privește Faptul că orașul Cluj-Napoca este pe locul 3 în țară, în ceea ce privește numărul de incidență acumulată. Mă refer la marile orașe, adică, ca să fim bineînțeles, și mai mult, datorită fluxului foarte mare de persoane la festivalul Antol și la alte festivaluri în acea perioadă, majoritatea oamenilor au venit din București. Cunosc cazuri de persoane care s-au întors de la festival infectate și care au propagat infecția. E, în mod clar, acolo este o responsabilitate neasumată. În, vă rog să-mi spuneți, uite, chiar eu am avut astăzi o discuție cu cineva și mă gândeam așa puțin retrospectiv ce s-a întâmplat în ultimele 3-4-5 luni și toate nenorocirile care ne-au lovit rând pe rând nu au fost asumate de nimeni. Nici. Căciuna. Negru sub unghie. Au fost doar pasări de responsabilitate, ironia apropo de chestiunea cu Ruxa și așa mai departe. În ceea ce privește discuția cu domnul doctor Arafat, n-am avut o discuție directă cu dânsul, eu n-am avut nimic împotriva uh, modului în care dânsul gândește și acționează, numai că departamentul de situații de, sau pentru situații de urgență se ocupă, după cum îi spune numele, de urgențe. Eu înțeleg că urgența cu care ne confruntăm toți este legată de <coughs> infecția cu noul coronavirus, de pandemie. Dar asta este o urgență anunțată. Nu este o urgență neașteptată. Adică nu este ceva care s-a întâmplat, nu e un cutremur, nu e nimic, nu e o pandemie cum a fost în anul 2020. 2020. Era o chestiune anunțată. Din SP au zis că o să fie la jumatea lunii Uh, septembrie 1500 de cazuri pe zi. Eu am, zis, în, în eu am zis ales. că o să fie 4 mii de cazuri pe zi. A fost, din păcate, am avut eu dreptate. Alți specialiști sau mai puțin specialiști au spus același lucru. Deci n-a fost o chestiune neașteptată. Și atunci ne găsim în următoarea situație. Am așteptat ca lucrurile să se întâmple și acum venim cu o limitare a accesului la servicii medicale pentru o categorie extrem de mare poate mai mare decât cea a pacienților infectați, pacienții cu boli cronice. Anul trecut, am trecut a fost o situație asemănătoare pe care am fi putut să o înțelegem, să o acceptăm, pentru că nu știam ce se va întâmpla. Da, acum știam ce se va întâmpla. Noutatea era atât de, de mare, mare cât nu știam ce... ce să facem. Și acum știam ce se va întâmpla. Uh -huh. Și n-am făcut nimic. Și vă dau niște exemple extrem de simple. Și chiar eu cred că de data asta... Uh, dar ar trebui să avem un dialog puțin mai extins, care să nu uh, se refere doar la manualul de dezastre, pentru că manualul acela de dezastre, pe care eu îl cunosc foarte bine, are mai multe capitole. Adică nu vreau să ne referim doar la capitolul în care uh, luăm o măsură uh, în care spunem că nu primim decât urgențele medico-chirurgicale și atât. Și în rest sunt la Uh, latitudinea și unui. Și faci eric. dezastru la ceilalți. Exact, da, ce exact, exact. Bolnavi. Vă dau un exemplu. Spitalele sunt supra-solicitate în momentul de față, nu fac, nu reușesc să gestioneze numărul mare de pacienți și pentru că nu s-au dezvoltat în această vară uh, o platformă de servicii medicale ambulatorii pentru pacienți infectați COVID. Toți pacienții infectați COVID care au simptomatologie minimă ajung la spital. De ce? Pentru că nu există centre unde să se testeze nu pentru COVID, ci pentru monitorizarea, pentru verificarea stării de sănătate sau, mă rog, verificarea evoluției bolii în ambulatoriu, nu în spital, pentru că prescripțiile de medicamente uh, antivirale nu se pot face decât de către specialistul de boli infecțioase și nu există decât în farmaciile cu circuit închis ale spitalelor. Atunci, normal, toată lumea merge spre spital. Era normal să se organizeze <coughs> astfel de structuri care să permită uh, tratamentul la domiciliu, medicii de familie sau alte categorii de medici să primească în mod distinct un ghid de terapie. Noi ajungem acum să tratăm cu tot felul de porcării uh, pacienții uh, infectați cu nou coronavirus, cu uh, azitromicină care a ieșit de mai mult de un an de zile da, din, am și uh, la din uz cu, mă rog, o chestiune pe care eu nu agrez dumneavoastră să aveți altă părere, ivermectină, cu tot felul de. Dar nu se găsește aleg nici ivermectină, stai liniștit. Mă rog, în sectorul veterinar mai există. Nu există, uh, nu există. Uh, da, deci există uh, tot felul de. Ei nu, dar până, până, la, până la medicamentele astea. Nu există medicamente nici măcar în spitare. Bună, bun. Eu. Uh, Asta este altă... Vorbim de, despre spital de boli infecțioase? Am înțeles, dar cum scazi presiunea, să le luăm părând. Absolut. Păi, presiunea pe spital o scad, o scad scă, uh, organizând în afara spitalului modul de consultări, tratare, consultări. investigație, să Consultații, ori... da? pur și simplu. Exact. Da. Care nu trebuie să fie în spital, poate să fie în afara spitalului. Oamenii pot să existe un centru de triaj care să trimită oamenii la spital, pe unii să nu să trimite le acasă. trimită acasă, să se trateze acasă. E, și lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Uh, și atunci suntem în situația în care o să contabilizăm și anul ăsta, pentru că asta e, de fapt, diferența mare. La uh, COVID, în fiecare zi, e un buletin informativ. Au fost 16.000 de îmbunăviri și 400, au fost 482 de decese, de exemplu, acum două zile, da? La bacinții cu ce nu există un astfel de buletin uh, de informare. Dar ce facem? Mergem la sfârșitul anului și vedem că ne trezim cu ceea ce numim supramortalitate neașteptată. Păi ea nu e neașteptată. Ea e cauzată de ceva. Ea este cauzată de lipsa accesului la servicii medicale. Care este soluția pentru a rezolva păi, asta soluția? punctual? Păi, da, dar soluția nu este acum. Asta Trebuie luată de mult. Marius, asta e clar. În momentul în care tu nu ai o organizare Alex, dar -a, a sistemului -a de nimic. sănătate. Alex, n-au făcut nimic deci, absolut din nu făcut iarnă nici. până acum, da? Nimic, absolut. Ultimele 6-7 luni. Dar nu și ai... după aceea s-a întâmplat ce ai spus tu. Nu s-a cumpărat medicație specifică. Uh, discutăm de to tocilizumab, de nu știu cât un medicament foarte activ în sindromul inflamator care apare în COVID. Uh, și esențial. Și esențial. Despre ce? despre ce vorbi până la urmă, pentru că uh, n-aud decât că domnul Cățu spune că de vină a fost Voiculescu, domnul Voiculescu spune că a fost de vină Mihaelă. domnul Cățu și, și doamna Mihailă și așa mai departe. Bun, ce e de făcut? Pentru că de asta ai și spus, ai veniți încoace să discutăm în Parlament, da? Să găsim soluții. Din punctul de vedere al, al lui Alexandru Rafila, nu mă interesează în momentul ăsta altceva. Uh, în mod evident, trebuie să găsim o soluție în comun și trebuie să renunțăm la. trebuie să, Cineva trebuie să-și asume. Să vă spun ce se întâmplă. Orice măsură se va lua în țara asta, că discutăm de carantină, că discutăm de certificatul verde, că discutăm de certificatul albastru. Orice măsură va fi luată, ea va, trebuie să fie acceptabilă pentru oameni și o să discutăm și asupra acestui aspect să înțeleagă de ce se ia acea măsură, iar cei care iau acea măsură trebuie să fie niște oameni de încredere, care să transmită încredere. Dacă ele vor fi în continuare mestecate și la propriu și la figurat de domnul Câțu sau de alte persoane din anturajul lui, nimeni nu va aplica acele măsuri. Dincolo de faptul că sunt contradictorii o INSP o zice carantină, domnul când spune certificat verde la farmacie. Adică lucruri care sunt inaplicabile. Ca să Absolut. Nu? Eu nu cred că părinții, bunicii tăi au nevoie de certificat verde ca să meargă la farmacie să-și cumpere medicamente sau să se ducă să-și cumpere o sticlă de lapte sau o Știam pâine. Știam că nu ești de acord cu asta, uh, e clar. Nu, eu sunt de acord să folosim, dacă vrei, certificatul verde. Dar, dar acolo complet, unde trebuie. Nu complet, nu parțial deci nu parțial, cu toate cele trei elemente care sunt Testarea, foarte clar Testarea, trecerea prin boală și vaccinarea. Exact. Și trebuie folosit acolo unde există riscul, într-adevăr, major, unde există aglomerații mari sau lucruri de genul ăsta, dar nu putem să venim cu o măsură, spunem, introduce la toate activitățile. Deci economici. trebuie un alt guvern până la urmă, practic. Trebuie un alt guvern și trebuie o altă da, abordare. Și trebuie depolitizată asta. Trebuie depolitizată, dar ea a fost tot timpul politizată. Niște oameni care n-au respectat nimic toată vara, inclusiv în luna septembrie, vin acum și spun că impun măsuri foarte dure și nu te primesc fără certificat. Dar la Congresul PNL te primea? Vă spun eu, toți iariștii au intrat la Congresul PNL fără niciun fel de certificat. La Acolo nu mai discutăm. Nu mai discutăm. Bun. o să trecem la, apropo de bolnavi cronici, care crezi că e soluția ca să aibă acces la spital? Soluția este o decizie foarte clară în care noi trebuie să facem, pe de-o parte, criterii de internare pentru pacienții infectați COVID. Care sunt criteriile? Oricine se poate interna, Că dacă se poate interna oricine, înseamnă că blocăm spitalele, pentru că nu avem criterii de internare. Și trebuie și criterii foarte clare, încât orice pacient cu o boală cronică nu scrie acolo doar un rând. Urgențele medico-chirurgicale și de desubt uh, uh, medicul ia hotărârea dacă da sau nu. Noi trebuie să intrăm puțin mai adânc în chestia una asta, iar se putea face din timp și mai mult, Trebuiau instruiți, medicii, managerii, șefii de secție și așa mai departe. Ce facem? Să facem scenarii și să facem exerciții înainte. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Putem să încercăm să-l facem acum, dar e foarte târziu. E foarte târziu în momentul de față să pui în funcțiune un sistem care nu înseamnă doar un sistem de decizie administrativă, ci și oameni care trebuie care să, să, lucreze, implementeze, să implementeze să implementeze acest lucru. Bun, asta e clar. Uh, da, eu spun, vorbeam și cu, și cu Marius Sopra mai devreme. Alex, mă sun atâția oameni să-i ajut pentru că nu ajung la spital. Nu numai că nu ajung la un medic care să le, le evalueze starea. Fiind și COVID, uh, se dau consultații prin telefon. Unu, nu ajung, stau și așteaptă salvarea 3 ore, 5-6 ore sau 3 zile. Da, Atenție! Da, da, da. Atunci, unde, acolo unde sunt foarte multe cazuri. Doi, nu găsesc loc în spital. Deci nu, Ei, nu mai sunt loc. mai locuri Și atunci situația e dramatică și trebuie schimbat ceva. Uh, mai era ceva și vreau să te întreb, mi-aduc aminte imediat. Bun, vreau să spun câteva întrebări legate de, de, de scena politică, na. Da? și vicepreședinte al partidului al Camerei Deputaților. Ce va face PSD-ul în perioada următoare? PSD-ul rămâne consecvent uh... Decizii anunțate și, până la urmă, comentate destul de mult în mediul politic și în afara lui. Respectiv, această propunere a unui guvern tehnic și, de fapt, ceea ce tu ai spus puțin mai devreme vine în întâmpinarea acestei intenții a noastre. Pentru că un guvern tehnic cu oameni de specialiști, ori, care profesioniști se... și așa mai departe, poate să transmită încrederea de care populația are nevoie, încât să putem să ajungem la controlul pandemiei și la trecerea peste această iarnă. Care să fie până în primăvară? Până în primăvară, când se organizeze alegeri anticipate, încât în România să existe o stabilitate politică. Sigur că nu o ne convine, adică ar trebui să spun că sunt nesincer, că sunt fățarnic. Ori eu nu sunt nici nesincer, nici fățarnic. PSD-ul are de câștigat din organizarea unor alegeri anticipate după catastrofa care a fost înainte. Asta nu înseamnă că uh, noi nu ne asumăm guvernarea. Noi ne asumăm guvernarea. Dar vrem să avem o majoritate stabilă, solidă, care să nu uh, ne pună în situația actualului guvern care ați văzut că la orice fel de. Bun, dar există și varianta unui guvern de Uniune Națională, PSD-PNL? Uh, din punctul am tău am de vedere. Am auzit și eu despre varianta asta, dar nu cred că se va materializa așa ceva. Da, ai fi de acord? Din două, din două motive. Noi acum mergem pe scenarii teoretice, dar eu. Teoretice, că, da. Știu, dar nu se poate pentru că. De ce partidul nu se poate? Ei, nu se poate pentru că Partidul Social Democrat este cel mai mare partid și în momentul de față. Corect. Și nici Partidul Național Liberal, nici președintele Iohannis nu ar accepta un uh, prim-ministru din afara Partidului Național Liberal. Păi Așa, și dacă e de la PNL, care e problema? Păi nu se poate să fie de la PNL, adică să fie un... ce să fim noi, un fel de a PNL? Atunci la... să fie un tehnocrat. Să fie un tehnocrat. Ce eu... vă interesează? Ei, atunci, să dacă... rezolvați problemele țării sau să fiți remorca da, PNL? Re, re... Păi nu ne interesează <coughs> să fim remorca PNL și tocmai de asta vrem să rezolvăm în mod responsabil problemele nu, țării. Nu, 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 eu și te -am să, întrebat sprigini, și să sprijinim un. Voi vreți să fiți remorca PNL sau să rezolvați problemele României? Păi noi nu putem să fim un remorca PNL. Ei, Puteți că să fiți că dacă din vreți. Din punct de vedere. Ca să rezolvați problemele României, puteți să fiți și remorca PNL. Nu, nu asta nu, e problema. Nu cred că este Ce înseamnă să fii remorca PNL? Păi, să dai prim primul da, ministru? Dar care este, care este, avantajul unei astfel de combinații dacă o compar cu un guvern tehnocrat? Care e avantajul? Da. O majoritate solidă. Cu demere da. puteți ajunge la șef. Până în 2024. A, nici vorbă. Nu există așa ceva. De ce să nu păi există? Dar nu există așa ceva. Este, asta este o utopie. Toată lumea, de fapt, în momentul de față, se gândește cum o să treacă această iarnă, cum o să rezolve problema economică și, bineînțeles, cum o să -am treacă... am spus cum. Cu o majoritate nu... Dar nu poți să... Nu ai niciun, fel de, ai niciun fel de garanție că lucrul ăsta se poate întâmpla în vreun fel. Ce garanție? De partea cui? Eu spuneam că e o soluție. E o soluție utopică. Și Thomas Morus a scris Utopia până în anul 1400. Alex, e mai greu cu politica uh, un pic. Uh, prin anul am mai existat pusele odată, știi? Bun, am înțeles. Da, erau situații diferite și erau chestiunea care erau asumate de Aici la nu este de a fi a doua uh, roată la căruță când spuneai exact ceea ce spuneai tu. Câțu vine astăzi și, și zice, uh, băi, nu trebuie doar, uh, doar certificatul, adică certificatul verde nu trebuie să conțină doar vaccinul. Da? O să mai discutăm, dar a rămas doar vaccinul. Și au scos test, testele. Într-o țară în care boala este în comunitate, așa cum nu a fost în nicio țară din Europa, se testează. nu se testează. Clar. Că strigi din prima secundă, testați, prim, testați, testați. Da, testați. și primul, primul lucru... Vico... Într-o țară în care n-ai medicamente în, în spital, iată mă doar o secundă. Într-o țară în care nu mai ai medici, n-ai patul la terapie intensivă, atunci trebuie făcut ceva urgent. Și nu poți să spui că ești la căruța PNL dacă îi dau de exemplu, primul ministru și voi luați cele mai importante și ministere. Ce, ce prim-ministru ai vedea, Marius? Să de să mergem mai departe. De la PNL? Da. Pe Rareș Bogdan, prietenul tău. Crezi că este un prim-ministru care... Nu știu, nu e treaba mea. Păi nu, dar uite-te, te rog frumos. Păi, uite, spun eu că... La, care la ar declarațiile, ar putea. la declarații... Tu puteai să fii un prim-ministru dacă nu intrai în PSD, uh, Uite-te uite la declarațiile lui Rareș Bogdan din ultimele în foarte multe luni, la adresa PSD. crezi că este nu, un așa și la adresa USR cum sunt. Dar nu nu se înjură așa. de 8 luni de aproape uh, un an de zile uh, nu mă și sunt sunt gata să facă un guvern. Bun, hai să trecem la chestiile, trebuie să luăm o pauză da. pentru că s-a dus jumătate din emisiune am foarte multe întrebări de la oameni. Of, Dumnezeule! Și uh, după aceea am eu câteva întrebări legate de de această uh, pandemie, de vaccinuri și așa mai departe, okay. de medicamente noi. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la profesorul Alexandru Rafila. Alexandru Rafila. Uh, se vorbește despre o tulpină proprie, o tulpină românească. Ai vorbit și tu despre asta. Da, atât. am vorbit, dar eu nu cred, nu crez că, crez că este că se o va problemă -da. de sănătate publică. Da. nu uh, Molnum Piravir, evu evu, 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 Seld. Două medicamente noi. Și apropo de medicamentele astea noi, spuneai că le se găsesc doar în uh, farmaciile spitalelor. Da, dar astea nu se găsesc încă. Asta nu că se că găsesc în toate noi. Registrate. Dar pentru că se pare că e... Nu terapie eficientă în... Antivirală, antiviral. care oprește multiplicarea virusului în, în corp. Dar spuneai mai devreme, și asta e un lucru important, cum crezi că ar trebui să fie? Pentru că antivirale se găsesc doar în farmaciile spitalelor. Spitalelor, exact. Și trebuie recomandate de un medic infecționist. Eu cred că ele trebuie să găsească și în farmaciile circuit de circuit deschis, măcar cele care se pot administra pe cale orală. Există două ume, Vinovir și Favipiravir. Cred că e mai bine totuși să existe protocoale terapeutice și acces la această medicație, încât și pacienții care sunt tratați în ambulatoriu să beneficieze de ele. Altfel, vom bloca în continuare spitalele. Apropo de declarații ce se întâmplă în România, pentru că încă nu vrei să faci guvernul cu Rareș Bogdan, până la urmă acolo vei ajunge. Știi cine se ocupă de pandemie, da? Un prieten mai vechi de-al nostru, de-al tău și de-al meu, Nelu Tătaru, Anunță valul 5 al pandemiei. Alexandru Rafila, totuși, țara asta, în momentul ăsta eu zic că trece printr-o catastrofă umanitară. Da, este și, dramatic. Și, da. și să vii să spui că urmează valul 5 da, și alte da. aberații de felul ăsta. Când... Și ce spune Vlad Voiculescu, fostul ministru al da. sănătății, gropar al sănătății, că devine psd ul adică Alexandru Rafila, că vrea să trimită copiii la școală, că ăia de la PNL nu știu ce fac. Mie, mie nu vine să cred. Adică tupeul ăsta, nerușinat, da. Nu se poate întâmpla asta a, doar în România. Marius, de eu... Mor aproape 1000 de oameni pe 500 de oameni pe zi. A, eu nu mai am, eu am polemici cu domnul Voiculescu, el este un om cu răspundere limitată. Poftim? E un om cu răspundere limitată, a. adică nu are niciun fel de răspundere pentru ce a făcut și pentru ce nu a făcut. A, din păcate, în afară de personal branding, și noi am mai discutat chestiunea asta în ceea ce îl privește, și în general, în social media își construiește această imagine. El este unul dintre responsabili situației în care ne găsim în momentul de față și de eșecul campaniei de vaccinare, cu toate că nu și o asumă niciun fel. Este fără cuvinte, această abordare dacă vrei, care cinică, de exemplu, care crede el că în vreun fel poate influența opinia publică. Eu cred că în sănătate ar trebui totuși să vină sau să vină la Ministerul Sănătății și nu mă refer la Partidul Social Democrat, în general, pentru orice guvern, oameni care înțeleg, care cunosc sistemul de sănătate și care n-au ca și scop doar promovarea propriei persoane. Foarte bine tot ce am discutat noi doi până acum, da? Și cred că avem răbdare unul cu altul și ne-am tot ascultat în perioada asta. Dar ai spus câteva lucruri esențiale pe care le spun și eu. Vezi, cine, vezi că se ocupă cineva de ele? Care îți să răspunde ironic. 1. Acea, da, aer, eu acea, acea selectare. Trebuie. Stai o secundă, să că discutăm, imediat. Nu. Acea, pe, să le discutați dacă ne discutați. Acea, select, acea, acea consultare sau consultație a pacienților sau cred că până la urmă e o selecție, da? Să vezi în existe... ce măsură unii trebuie să meargă acasă. Da, să nu, da. să și nu... să primească medicație Și să pre... primească la medicație nu, la domiciliu. Dar inclusiv antivirale, pentru că nu. Și primiți... unde se pot face investigații că decât să fac toate investigațiile la spital am ambulatorii de specialitate. Adică trebuiau lucrurile astea gândite și dezvoltate. Accesul bolnavilor cronici la spital. Accesul bolnavilor cronici trebuie protejat. Medicamente virale în, la farmacie. antivirale. Exact. Virale, Dumnezeule. Deci sunt câteva lucruri foarte simple care ar rezolva o mare parte din problemele. Da, le trebuie puse în pagină, Marius. Noi, după când avem, ne ajunge cu titlul la os și avem 3, 400, 500. De ce de, nu le puneți de, acum? Le punem, dar executivul este executiv. Parlamentul poate să stabilească lege cadru. Nu se poate să înlocuim toată activitatea guvernamentală cu activitatea din Parlamentul României. Vă rog să puneți numărul de telefon pe ecran, 074780800. 800. Bună seara, întrebați-l, vă rog, pe domnul profesor Rafila dacă se simte infailibil. Sau când a spus ultima oară că a greșit și de ce. Nu mă simt infailibil, niciodată nu m-am simțit infailibil. Eu sunt un om normal și sunt un om modest, nu, și în viață și în atitudine. Nu cred că discuția se. Până când am greșit eu, am mai greșit și eu, cu siguranță de multe ori. Nu asta este. Nu, nu stau acum să fac o contabilizare a acestor lucruri, dar în momentul în care aș fi într-o poziție publică și aș avea o responsabilitate, atunci, dacă aș fi greșit și dacă vedeam că situația scapă de sub control și avem în fiecare zi multe mii de pacienți și sute de morți, sigur că mi-aș fi uh, asumat acest lucru. În primul rând că dacă mi-aș fi asumat acest lucru, cu siguranță aș fi fost mai credibil decât dacă dădeam vina pe altcineva. Păi uite ce înseamnă, o, de exemplu, îți dau cel mai la îndemână exemplu, că l-am în fața mea, să faci guvern de Uniune Națională, ca tu să fii ministrul sănătății și să pui în aplicare toate lucrurile de care vorbeai. Îți dai seama, Marius, asta nu este o autopropunere. Nu poți să te Nu, nu spuneam, îți dădeam linistru, îți da, spuneam da, un, exemplu, un, un exemplu apropo de un guvern de Uniune Națională. Da? Am vorbit de cinci lucruri care sunt esențiale pentru a opri cât de cât sau a combate efectele pandemiei, că vorbim deja de efecte. Nu mai vorbim de oprire. Bună seara! În cei 32 de ani la Revoluție nu am simțit atâta nesiguranță și atâta spaimă pentru viața mea și a celorlalți. Este corect. Dați-ne puțină încredere că vom depăși de gringolada asta și vom ieși cu, mâinile, cu mințile întregi. Apropo de, de vaccinuri, pentru că și aici sunt foarte multe întrebări. Uh, o să încep eu cu o informație de ultimă oră care mi s-a părut interesantă. Un rapel cu Moderna sau Pfizer este mai eficient în cazul celor vaccinați cu Johnson Johnson, arată un studiu american. Cred că e unul dintre cele mai puțin uh, mediatizate. mediatizate vaccinuri. Uh, uh, apropo de, de vaccinare, da? au trecut cred că 7-8 luni, nu, de la a doua doză la prima tranșă. Nu la tine, că, a, că ai făcut zi. un pic mai târziu, că ai trecut prin boală. Da, au trecut chiar mai mult. Practic, în februarie, deja primele persoane, terminaseră schema de vaccinare, sfârșitul lui, general personalul medical a terminat la sfârșitul lui ianuarie mm -hmm. vaccinarea, începutul lui februarie, deci avem 8 luni de la, de la... Cei care au trecut prin boală, la cât timp să-și facă vaccinul? Întreabă foarte mult, oameni aici. Eu l-am făcut la 90 de zile. Nu există o standardizare, dar nu e bine să-l faci chiar imediat după ce te-ai vaccinat. Există discuții din punctul ăsta de vedere, dar un interval de 30 până la 90 de zile este un interval bun să te vaccinezi după boală. Fo Oricum, și lucrul ăsta se vede și de certificatul verde, certificatul verde îți dă o păsuire, dacă vrei, de 180 de zile, de 6 luni, după boală, înseamnă că Uh, practic există această concluzie că uh, imunitatea durează cel puțin 6 luni. Imunitatea o durează și mai mult. Da, Dacă cel, puțin, pen cel puțin. Pentru că există și acele celule T care nu mă rog, contează îndram, cantitatea da. de anticorp, dar ele nu, nu se pot măsura. E mai complicat. Uh, medicul Marinescu spunea tot, ca să dăm și o veste bună în emisiunea noastră, că totul se va sfârși până la Anul în martie, profesor, a fi la ce spune? Și am Va mai exista? Valul 4? Pe... Ai spus valul în emisiune? Valul 5 sau 6 vor exista, dar vor fi valuri mici care nu vor avea un impact similar pentru sănătatea publică, pentru sistemul de asistență medicală. Preocuparea și îngrijorarea mea, de fapt, din această perioadă, este cât timp vom rămâne la aceste valori mari ale numărului de cazuri noi. Pentru că dacă o să mai stăm 2 trei săptămâni, cu 16-17 de cazuri registrate zilnic, va fi o mare dramă pentru că sistemul de sănătate deja este, este depășit și, sincer să fiu, nu știu ce va se sucumba, poate... Va practic, adică asta e, e clar. nu e vorba că de sistemul sucombă, problema mea sunt oamenii. Avem amândoi deci, prieteni în a... spitale. Exact. Scapă cine poate în momentul ăsta. Nu, și problema este că Marius... Se va, Deci în această perioadă, pentru că noi avem această acoperire vaccinală mică, pentru persoanele nevaccinate sunt Bun. destul de puține șanse să nu se îmbolnăvească în această perioadă. Bine, dar și ei vaccinat, se îmbolnăvesc numai că nu fac o formă da, grea. Da, de că... multe ori nici nu știi că trec prin o nouă infecție și în mod evident o să avem Bun. foarte, foarte Alex, multe... Alex, e clar proces. că nu se vaccinează românii și vrei să spun ceva? După ce ai venit acum și ai zis că uh, cât vine și le spune românilor că dacă nu vă vaccinați, nu mai aveți accesnicări, uh, efectul este, este exact invers, pe dos. E Bineînțeles că este invers. Cum adică să, toți te, să scoți testele din certificatul verde? Nu, dar asta este o prostie și nici nu are niciun fel de uh, corespondent. Uh, eu am citit foarte atent uh, recomandarea sau e mai mult decât o recomandare, este un... Uh, un document care trebuie implementat de statele membre a fost elaborat în luna iunie referitor la acest tip de certificat. El are trei variante despre care toată lumea știe. El a fost construit ca să poți să circuli liber în spațiul Uniunii Europene, dar scrie foarte bine acolo că se poate aplica la nivel național, dar uh, trebuie aplicat acest certificat întreg, nu parțial. Și mai este un lucru, Marius. În momentul în care scoți testarea din acest certificat, se vor testa și mai puține persoane și se vor identifica și mai puține cazuri, dar asta nu înseamnă că ele nu există. Ele există. Păi ce și spuneam vor, și vor favoriza. Când virusul este în comunitate cum n-a fost niciodată, noi avem 50-60.000 de, de teste. Da, trebuie să avem probabil cel puțin de 3-4 ori mai multe. Păi francezii aveau un milion pe zi de teste. Da, hai să împărțim la 3 și atunci o să ajungem la... O să la... ajungem acolo. Da. Uh, hai să mai luăm o scurtă pauză și după aceea uh, foarte multe mesaje că și vaccinații se îmbolnăvesc. Da, de acord, pentru că și vaccinații au virusul, dar ideea e că fac forme mai ușoare și, și nu de fapt, în nici măcar asta nu e, că nu ajunge în spital. De fapt, asta e Important. cea mai importantă chestiune. Uh, tot ceea ce se întâmplă. Acum, în sistemul sănătății cine trebuie să rezolve? Medicamentul, accesul la operații, tratamente oncologice. E o nenorocire în țara asta nenorocită. Nu e nenorocită țara. Nu e țara nenorocită. Sunt foarte mulți oameni care spun că. A, -a... Știți care e, știu, și Mariu, știi care e problema? Te După rog. tot ce s-a întâmplat, când o să revenim, să spunem, la o situație de liniște? Nu știu dacă nu e normalitatea, dar de liniște. Păi ziceai că la anul bă, la 5 la... o să fie. Bun, dar... Martie-Aprilie? Da, dar nu o să fie niște valori care să pună vreo problemă. Nu o să zi, fie zi, un val așa. ușor, da. A, trebuie să, oamenii trebuie totuși să tragă și niște concluzii și să vadă pe cine aleg în fruntea lor. Nu vreau să spun să aleagă PSD-ul. Nu, asta este important. Important este să încetăm cu miciuna, cu demagogia și cu lipsa de asumare. Lucrurile astea trei ne-au nenorocit și ele continuă să se întâmple chiar și în aceste momente, chiar și în aceste zile, chiar și în aceste ore. Deci, după ce uh, grupul de comunicare strategică uh, comunică că sunt astăzi 300 de decese, domnul prim-ministru interimar vine și anunță chestiunea cu uh, interzicerea accesului în spațiile, toate activitățile publice, ca așa s-a exprimat. Da. Și începe să și râdă la sfârșit după ce anunță chestiunea asta. Bine, Alex, știu, acum se serios. Pare, da, se e pare ce, cinism până la urmă. Vaccin. Vaccinul pneumovax 23 este bun pentru prevenirea prevenirea pneumoniei, inclusiv în cazul COVID-19? Da, dar nu are legătură cu infecția cu COVID-19. Pre, previne pneumonia, se administrează la persoanele adulte, de obicei cu un alt vaccin pneumococic conjugat cu Prevenar 13. Avem carton cu cele două cu medicamentul nou care încă n-a ajuns în România, -avem. nu avem. Uh, sunt studii clinice. Anticorpi dar... monoclonali, că tot da. vorbesc la Uți și părerea Bogdan în fiecare zi are gura plină de anticorpi monoclonali că au venit acum la aeroport. în singura țară care n-a accesat că să facem asta, să cerem anticor, mecanismul, mecanismul asta, să sagrem, să, 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 să declanșăm mecanismul ăsta de achiziționare de anticor monoclonal. Alt lucru. S-a achiziționat de către Ministerul Sănătății într-un sfârșit, într -un când, acum? Da, acum 10.000 de 10 de tratamente, plus cele 5.000 care au fost donate de Lombardia, de regiunea Lombardia din Italia, dar sunt foarte puține, pentru că la nivelul de cazuri noi pe care le avem zilnic, vă dați seama că nu putem discuta de cât o mică, mm -hmm. de un mic ajutor. Uh, hai să luăm pauză, că mai avem întrebări și după aceea. Premierul interim Florin Cățu susține că este adeptul utilizării certificatului verde în toate activitățile. Și avocatul Tony Naxiu, fost membru CSM, spune că măsura ar putea să fie nu una abuzivă, dar atrage atenția că există cale prin care să nu fie anulat în timp util și spune că este o ceva, un delir autocrat al unui guvern scăpat de sub control. Absolut. Este inaplicabilă, Marius. Inaplicabil. Am înțeles. Marea Britanie și Olanda înregistrează creștere semnificativă ale numărului de, numărul de noi infectări de COVID. Să nu vină și la evalu... Valul 4, mai târziu decât mai, a venit mai la noi. mai trebuie întrebat la noi. La Olanda, 3.746 de cazuri. Marea Britanie a avut tot, tot timpul, a avut multe, 32 de mii, mediu de cazuri în ultimele șapte zile în Marea Britanie. Da, da, Spitalizările și decesele sunt jos. E adevărat, pentru că este foarte mare procentul de oameni care s-au vaccinat. Uh, mulți dintre cercetătorii care au vorbit despre, public despre COVID-19 Au fost amenințați cu moartea Arată un sondaj al revistei Nature Adică acum nu mai ai voie să spui nimica Pentru că David Dușman da. Ai fost înjurat în perioada asta? Ah, și acum, chiar dacă sunt lucruri pozitive Pe care încerc să le, uh -huh. le aduc în atenție Apropo de asistența medicală pentru copii Lucruri de genul ăsta uh, Sunt câteva persoane sau... Nu știu dacă sunt acelea sau sunt uh, foarte multe, nu-mi dau seama încă. Nu mai contează. Ce ar face profesor Rafila dacă ar deveni de mâine ministru sănătății sau dacă ar fi prim-ministru? Păi câteva l ai spus, dar repetă-l. În primul rând trebuie organizată rapid asistența medicală care să permită accesul la tratament al pacienților COVID, nu numai în spital asigurarea accesului la asistență medicală pentru pacienții cu boli cronice, cred că sunt două măsuri extrem de importante. Accesul și cred, la medicamente și antivirale? Și mai face, da, absolut, accesul la medicamente antivirale și cred că aș aduce o parte dintre colegii de la Institutul Național de Sănătate Publică în poziții executive care să se ocupe de gestionarea reală a pandemiei Ca să nu mai fie de, comitetul științific din fantastic Dincolo de uh, influențele politice Pentru că sunt profesioniști și nu au nicio exact. legătură cu, exact. cu politicul uh, Domnul Rafila a spus că vin din Lombardia Din Lombardia au venit anticorpii monoclonali, da, nu? Exact uh, și întreb oamenii, se pot cumpăra din străinătate? Nu cred că, nu știu dacă se pot cumpăra. În general, uh, pentru că ne găsim la început cu producția lor. În general, fiecare țară a avut mecanisme, la fel ca la vaccin. Fieși pentru a accesa, de, pentru accesa un număr de, de și o, o, și mai exact. o, o persoană vaccinată cu ambele doze moderne la luna martie, când poate face doza 3. La minim șase luni de la încheierea, de la încheierea vaccinării complete. Mm. Minim șase luni. Bună seara, domnule Marius Tucă. Unchiul meu a murit în spital, la fel a murit și mătușii a soției mele mă să cred că spitalele sunt abatoare. Bună seara, avem nevoie de oameni ca domnul Rafila, astea sunt rudele și fanii. Bună seara, din reportajul, în primul rând, politicienii trebuie să se unească, să termine circul. Ce ar face așa? Întrebă foarte, mulți, foarte multe întrebări legate de vaccinul antigripal. La cât timp după îmbolnăvirea, trecerea prin boala COVID se poate face sau când se poate face? Dacă ne referim la vaccinul antigripal, el se poate face concomitent cu doza a treia de la vaccinul COVID sau la un interval de 2-3 săptămâni. După infecția COVID, sigur că e bine să lași un interval liber cel puțin de 2-3 săptămâni până administrezi vaccinul gripal. Domnule Alexandru Rafila, am eșuat pentru că s-a politizat această pandemie. Asta spun foarte mulți oameni. O persoană va așa foarte mulți întreabă cu ce să facă a treia doză. Să facă cu un vaccin de tip ARN mesager. Vaccinul indicat este Moderna sau Pfizer. Unii continuă exact schema inițială, dar există și opțiunea să faci celălalt vaccin cu precizarea că în vaccinul Moderna, cantitatea de ARN mesager e mai mare decât în vaccinul Pfizer. Rafila are în vedere să construiască primul spital COVID din România, dacă devine prim-ministru sau ministru sănătății. Testare și vaccinare, asta este soluția. Trebuie, trebuie un spital care nu trebuie să fie neapărat pentru COVID, ci pentru o astfel de urgență de sănătate publică, dar nu trebuie numai un spital. Trebuie gândită o rețea de spitale care să poată să răspundă unor astfel de urgențe de sănătate publică. Da. Bună seara, apreciez emisiunea. Mai multe boli trebuie făcut E adevărat că trebuie făcute șase doze în schema completă? Doamne, ferește, e prima dată când aud așa ceva. Nu. Care este părerea domnului doctor despre vaccinul Johnson? Este un vaccin care dă o, are o eficacitate mai mică decât celelalte vaccinuri care se administrează în două doze. Și acum există discuții destul de avansate privind administrarea unui doze suplimentare de vaccin Johnson. Așteptăm rezultatele și e posibil să existe o recomandare în acest sens în curând. Sunt foarte mulți, după ce am vorbit despre anticorpii monoclonali, care întreabă de ce n-am cumpărat anticorpi monoclonal în loc de vaccin. Păi sunt mult mai scump din câte știu. O doză da, da, da. de anticorp monoclonali e în jur de 2000 de euro. 2000 de euro, da. Adică e un preț. Astronomic. Uh, ideea este să previi boala Nu să administrezi uh, Nu există nicio țară din lume Nu, și -ar, nu ar putea să facă a... Uite o întrebare care vine după aproape 2 ani de zile Și noi am discutat amândoi despre ea De ce se ignoră total verificarea Imunității populației După 2 ani de pandemie Știi da, că s-a pus problema sigură, la la, la, Nu s-a mai făcut la noi Dar ea s-a făcut odată anul trecut uh, În intervalul august-octombrie a fost un studiu de seroprevalență făcut de Institutul Național de Sănătate Publică. Din nefericire nu s-a repetat. Nu știu să vă spun de acum ce. Acum am repetat. ales acum că am trecut prin boală. După experiența ta, după da. tot ce s-a întâmplat, pentru că ai spus de la început că o să fie 3.000 de cazuri în septembrie, 6.000, 16.000, ai vorbit chiar de 20.000 de cazuri. Având în vedere că s-au vaccinat, cât crezi, ce procent din populație crezi că a trecut după acest val al patra sau va trece prin boală? Cred că vom ajunge la uh, peste 70% din populație uh, practic vaccinată sau imunizată prin trecerea prin boală până în primăvară. 70%, da. Și ce ar fi de făcut după aceea? Crezi că ar trebui să continue campania de vaccinare ca acum? Absolut, ar... absolut. Nu de și campania... din primăvară sau trebuie Cum trebuie? Cum pot fi convinși oamenii? Sunt mulți oameni care întreabă. Cum pot fi convins să se vaccineze? În timp, știți ce se întâmplă la noi? E o foarte mare perioadă de convingere a oamenilor, și mă gândesc că am o paralelă pe care o fac. E cu vaccinul HPV. Vaccinul HPV cea mai mare ratare a unui program de vaccinare din lume. În România, în anul 2008-2009, în momentul de față, când discuți despre vaccinul HPV, foarte, foarte mulți părinți sunt interesați, vor să-și vaccineze fetele, unii vor să. Își va și băieții, au văzut că odată cu trecerea timpului n-au apărut niciun fel de probleme, n-au toate poveștile de atunci: că produce sterilitate, că uh, produce tot felul de lucruri, niciuna măcar, nici măcar la nivel de bârfă nu s-a uh, adeverit și nici n-a mai existat discuția. Noi avem o perioadă mai lungă decât de convingere decât alte popoare. Cred că asta este problema. Totuși, vaccinul ăsta a fost administrat, Marius, la 6,5 miliarde de persoane, de doze, adică la circa 4,5-4 miliarde de persoane din... E adevărat. Este enorm. Este enorm și e clar că nu în nu, nu Terminăm. Nu Dăm fel, voie da... că sunt foarte terabă. multe întrebări, două întrebări. OMS a recomandat o doză suplimentară de vaccin, a treia pentru persoanele imunodeprimate, da, exact. să se opune utilizării pe scară largă a dozelor de rapel. Da, din cauza accesului limitat a multor țări la acest vaccin și se consideră că nu este etic să ai populații care fac deja a treia doză și foarte mult... Am mai făcut ceva nu la vaccinul ăsta, să știi. Și, de fapt, această campanie absolut penibilă de vaccinare în România. Și, de fapt, această campanie permanentă, agresivă, Uh, fie că e pentru vaccin sau sunt împotriva da. vaccinului. Da, am am pățit România în două da, da. și da. sunt oameni care. e solidari? teamă, da. sunt oameni cărora e teamă, care nu ies din casă și pe care trebuie să-i respectăm pentru că e vorba de viața lor și sunt oameni care vor să iasă. Numai că nu mai vor să iasă. Nu mai pot să iasă. 70% din ei sunt nevaccinați. Scoțându-se și testele, practic România este închisă cumva în felul ăsta. Ca nevaccinat ai voie să mergi doar la Până nu le dă Marius, și pe asta... în, în documentul acesta lansat de Uniunea Europeană, care definește certificatul verde, este o prevedere acolo expresă în care spune că statele membre sunt obligate să pună la dispoziția cetățenilor Corect. teste, testare. Corect. Deci este clar că noi nu am, am încălcat ăsta, o reglementare a Uniunii Europene prin da. asta. Mulțumesc, Alexandru. Am fi la baftă la negocieri cu Ciuma Roșie, de la sloganul ăla cu, care nu se poate spune să. Sa... Aveți și voi un slogan pentru PNL, pentru USR Plus? Nu știu, Febra Galbenă? Păi el era cu adică plăcuța suedeză și voi sunteți poeți? Febra Galbenă? Păi la... Era să zic răspuns tot cu uh, mulțumesc Alexandru Rafila, ne vedem din nou luni seara. Până atunci ținem aproape.